Frații, aș dori ca slujirea fiecăruia din Biserica Domnului să fie cu adevărat mânată de Duhul Sfânt. Și când suntem călăuziți de Duhul Sfânt, suntem și izbăviți și avem putere de la El. Că și în noi este mai tare și este în lume. Că și așa pus Domnul noi, ne dă biruința. Deși aș dori întreaga adunare, în așa fel să dea Dumnezeu să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvintează. Câteva, repede să nu ne scăpați. Am văzut drumuri bune la voi, dar am auzit de poezia lui fratele Nitică că pe Iosif l-a dat în groapă. Tot ce își vor să trăiască cu Evlavie în Hristos, care vreau să trăiască în neprihănire, care vreau să fie duhovnicești, frații, te dau în groapă, te scot străinii. Urmăriți în continuare rapid pe Ieremia, a lui l-a dat în groapă, dar scot străinii. Pe Daniel, a lui l-a dat în groapă, dar l-a scos împăratul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre, indiferent ce se petrece în jurul nostru, chiar dacă suntem împinși în groapă, ne scoate Domnul, ne scoate împăratul, ne dă biruință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai notați-vă ceva. Din țară, aici n-am văzut numai copașul ornamental, iar nu n-am nici frunză. Dar la noi, acolo, în România, la țară, bolovani, bâte de așa scurte, nu sunt orice copac. În mărul care face roade sau în cireșul care rodește, de desubt sunt pietre. Sunt bâte aruncate de copii, dormi să mănânce roadele. Un pom cu roade, un pom care pe malul apei, un pom care nu se teme de seșete, un pom care frunzișul lui rămâne verde și dă roade. Sub crengile lui vor fi pietre, vor fi crengi agățate. Nu cădeți în deznădejde, mergeți înainte. Mai un lucru, priviți așa câteva lucruri în Sfânta Scriptură. Aș dori Dumnezeu, cum o trimăs pe cer doi oameni îmbrăcați în alb, la vreme de necaz, la vreme de strântorare, să trimită îngerul lui. L-a trimis la Avram, l-a trimis la Agar, l-a trimis pe pagine Sfinte în Scripturi, până la Manoș, până la Domnul Iisus Hristos, până la păstori, până la Pavel, care 40 nu vrea să mănânce nimic până nu l-or omorâi. Dar Pavel a rămas tare. El a știut că a primit de la Domnul. Fiecare frate și soră știe că a încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt l-a primit de la Domnul. Nu de la oameni. Zic cum zic eu. Ai primit. Fiecare să simtă în el că Duhul Sfânt e o putere. Duhul Sfânt se va învioreze inimile. Pavel a spus, un înger a Dumnezeului pe care eu îl slujesc mi s-a arătat azi noapte, nu va fi decât vermerea curăbii. Cât timp susținem adevărul, cât merem cum este scris și nu le schimbăm, le lăsăm așa. Câte nu s-au schimbat, câte n-au văzut ochii mei, mă bucur că încă mai cântați cântările vechi ale Sionului, Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur că mai aveți un timp de rugăciune, mă bucur că le dați la tineri de lucru. Mă bucur că adunarea voastră a crescut de când nu v-am văzut. Mă despart de voi cu o impresie bună și cred în toată inima, cu toate necazurile, cu toate încercările, cu toți oamenii împotrivitori. Rămân să cred că aceasta este Biserica Domnului Iisus. Cu toate împotrivirile, că mi-e drept spus așa, mă despart dintre voi și duc la ei mei acasă lucruri bune. Dumnezeu să vă ajute. Și de nu credeți ce vă spun eu și când priviți în alte locuri, faceți așa o comparație
și veți vedea că unii cântă cântări cu vorbe biblice cu melodii lumești. Sunt frați care vorbesc împotriva familiei, sunt frați care vorbesc împotriva Duhului Sfânt, sunt frați care vorbesc împotriva Bisericii Domnului Iisus. Dar am rămas să slujesc pe Domnul și vă îndemn și pe voi cu lacrimi. Slujiți Domnului și Domnul nu rămâne dator față de voi. Fiți tare în Domnul, fiind că faptele voastre, slujirea voastră la Domnul este o răsplată. Binecuvântat să fie numele Lui. Închei spunându-vă trei lucruri mari care m-au mișcat. Una în țară, clubul colectiv. 60 și ceva de oameni au murit. Ce făceau la clubul colectiv? Ce muzică aveau? Ce vorbe aveau? În ce fel petreceau acolo? Câte alte adunări n-au fost pline de oameni, dar acolo a îngătuit Dumnezeu focul. Oamenii în urmă eram tot pe continentul ăsta un oraș, poate nu pronunț corect, New Orleans. Era un festival acolo. Erau adunați din toate părți orașului mai jos. M-am mirat că în a treia zi, când trebuia să finalizeze festivalul acestor oameni. Rămân și spun și aici, eu sunt pentru o familie formată din bărbați și femei. Dumnezeu să ne ajute. Acei oameni acolo, adunați să sărbătorească, să se distreze, au urcat apele oceanului. Și-o întreb peste ei. Și-o a treia lucru care m-a mirat, o plajă încărcată de oameni, cu gânduri și fapte diavolești, drăcești. Animalele urcă la munte, presimțind tsunami care avea să vie, scapă cu viață și peste oameni acolo urcă un val, după câte mi-amintesc, de 12 metri. Ce ziceți? Spune Biblia așa și tu, omule, care judeci pe altul, arăți la altul, nu vezi că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer asupra cui? A fiilor neascultării. Aceștia au pierit în mânia lui Dumnezeu. Dar biserica lui, voi și eu împreună cu voi, suntem înlăbuiți pentru viață. Așa că lăsați stărința după Duhul Sfânt, cum ne învață Biblia. Lăsați botezul în apă, cum l-a poruncit Domnul Iisus. Lăsați căsătoria așa cum a rânduit-o Domnul la început. Lăsați pe Domnul să lucreze în familiile voastre. Mă desfac de voi și spun din toată inima, fiți binecuvântați de Domnul. Amen. Eu cred că toți cei prezenți în seara aceasta în casa de rugăciune și cei care am fost așa dimineață, am putea să spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat în ziua de astăzi prin tot ceea ce a fost la cele două întâlniri ale noastre. Aș vrea să aducem mulțumirea noastră în încheiere, de aceea am să vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit și ne-a rânduit în ziua de astăzi și aș vrea, pentru că stă în fața noastră o săptămână de necunoscut, aș vrea să ne credințăm soarta în mâna bună a Domnului, singurul care ne poate purta de grijă. Nu știm ce vom întâlni, dar știe El. Ne rugăm împreună.